Desfășurarea la sfârșitul săptămânii trecute a festivalului interjudețean de teatru Gong în sala de festivități a primăriei, absolut improprie pentru desfășurarea unui spectacol atât din punct de vedere al numărului de locuri existent, dar mai ales al sonorizării și al faptului că incinta nu corespunde din punct de vedere al izolării fonice, a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, necesitatea unei investiții într-o sală de spectacole care să corespundă tuturor standardelor specifice unui asemenea obiectiv. Una dintre soluții ar fi depunerea unui proiect pe fonduri europene de reabilitare a cinematografului Unirea, proiect la care încă se lucrează. Haideți să mergem la cinematograful Unirea și să vă spun că ultimele discuții pe care le-am avut cu proiectantul la sfârșitul săptămânii trecute a fost de regândire a acelui proiect, în sensul în care îmi doresc o sală mare, mai mare, nu cum era conform proiectului inițial, doar de 144 de locuri, ci să o ducem măcar la 200 de locuri și care să fie o sală polivalentă, atât ca și cu scenă de teatru, cât și cu ecran de proiecție pentru film și două săli mai mici de maxim 50 de locuri unde se pot proiecta doar filme. Un al doilea proiect prin care ar trebui reabilitată sala de festivități a primăriei vizează proiectul de modernizare în totalitate a clădirii, care este unul dintre monumentele arhitectonice de mare valoare ale romanului, proiect blocat pentru moment în faza de obținere a acordului pe care Ministerul de Finanțe prin ANAF trebuie să-l dea în vederea cofinanțării părții sale de clădire. Ministerul de Justiție și-a dat deja acordul pentru partea sa. Imobilul nu poate fi modernizat decât în totalitate. Revenind la sala mare a primăriei municipiului Roman, știam de vreo 3 ani de zile despre apariția unor programe de finanțare europeană pentru clădirile publice, iar una din condițiile de bază pentru a accesa un astfel de program pentru finanțare europeană este ca în ultimii 5 ani să nu se facă investiții în acea clădire. Ori dacă noi investeam doar în sala de ședințe, riscam să pice tot proiectul. Însă, în momentul de față, ne-am blocat la nivelul ANAF-ului, la nivelul Ministerului de Finanțe, pentru că deși noi am demarat din timp procedura de solicitare a acordului ANAF-ului de a participa alături de noi în acest proiect cu finanțare europeană, nu am primit încă un răspuns. Chiar și la începutul săptămânii trecute am discutat cu reprezentanții de la Roman, spuneau că vor face în continuare diligențe pentru a vedea în ce măsură va veni acest răspuns. Vreau să precizez că la Ministerul Justiției am primit deja acordul favorabil pentru înscrierea în acest program. Însă dacă nu vom primi și de la Ministerul de Finanțe, nu vom putea accesa acest program de reabilitare a clădirii primăriei, pentru că o condiție de bază a ghidului este ca lucrarea să se facă pe un tot unitar și nu pe bucăți de clădire. În condițiile în care, până în luna august, când este termenul de final de depunere a acestui proiect, nu vom avea posibilitatea să depunem acest proiect, încă din toamnă vom demara lucrările de reabilitare a sălii mari din primărie, cu reamenajarea, redimensionarea zonei, schimbarea scaunelor. Vom face un proiect frumos, astfel încât în primăvara anului viitor... Pe cont propriu, da. Da. Astfel încât în primăvara anului viitor să avem o sală foarte modernă. O altă problemă ar fi cea legată de demersurile juridice de obținere a administrării Casei de Cultură a Sindicatelor, prin care și această clădire să poată intra pe un proiect european de reabilitare și de modernizare. Este știut faptul că Asociația Caselor de Cultură, organism inventat după Revoluție și care a pus mâna pe această clădire ca și pe cele similare din întreaga țară, nu are forța financiară de a se ocupa de acest tip de imobile publice care se află într-o avansată stare de degradare. Nu există voință politică guvernamentală de rezolvare a apartenenței juridice a unei asemenea clădiri din cauza grupului de interese care roiește în jurul acestora. Până atunci, astfel de clădiri supraviețuiesc din închirierea unor spații către societăți particulare care investesc haotic în interior, în propria porțiune de spațiu, fără a se putea accesa proiecte europene. Asta în condițiile în care aceste case de cultură sunt înglodate în datoriile pe care le au față de administrație publice locale, reprezentând impozitul pentru terenul de sub ele. Casa de Cultură de la Roman a făcut eforturi uriașe de a vărui pe cont propriu fațada clădirii, dar marile probleme constau în imposibilitatea de a moderniza interiorul acesteia, în special sala mare, care are nevoie urgentă de intervenții, mai ales în sistemul de încălzire a scenei. Investiții importante trebuie făcute în schimbarea mobilierului, în refacerea cabinelor de sub scenă sau în modernizarea sistemului acustic.